Beyoncé a participat la cel mai așteptat eveniment al anului în rândul celebrităților. Vedeta străluci pe covorul roșu de la Cannes, iar acum ne-a împărtășit și noua experiență inedită trăită printre cele mai mari nume ale Hollywoodului. Pentru prima dată la Cannes ne-am gândit la o rochie extrem de specială, foarte sofisticată și foarte la ora. Ce material este? Este un organza pictat manual cu cu fulgi de sticlă și de paiete care au fost fermate, după care au fost aruncate pe rochie ca un, deci este o rochie pictată practic mai degrabă. După ce și-a ales rochia perfectă, care a fost lucrată în cel mai mic detaliu special pentru evenimentul de la Cannes, Laura Cosoi a luat avionul cu destinația Franța. Însă la hotel împreună cu soțul ei, vedeta s-a delectat cu cele mai sofisticate mâncăruri franțuzești, iar apoi... La ora 2:30 am avut programare să venim aici, să ne probăm cu tot felul de rochii interesante. Sunt pe mărim, sunt elegante, sunt pentru covorul roșu și... nu știu, credeți că mi-au ceva de aici sau o să merg pe mâna lui Stefan Pelger din România? Ei, bineînțeles că vedeta l-a ales pe Stephen Pelger. Iar după o masă copioasă și după sesiunea de probat rochii spectaculoase, Laura a ajuns într-un final și în camera de hotel. A urmat o plimbare pe străzile din Cannes, o cină romantică și, bineînțeles, somnul de frumusețe pentru ziua cea mare. Ne vom pregăti pentru cobor, pentru ținuta de gală. Urmează să vină cineva să ne aranjeze, să ne macheze. Și încă nu știu ce coafură să fac, dar o să găsesc ceva potrivit cu rochia mea. Sunt gata, Cosmin mă așteaptă jos, dar abia aștept să văd cum o să fie. Am emoții, foarte repede ajungem pe cobor, coborul roșu, unde sunt foarte, foarte mulți paparazzi. Foarte tare! A fost o experiență minunată. Ne-am plimbat pe străzile de la Cannes, am ajuns pe coborul roșu, am purtat o rochie superbă.